Am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Așadar, după consultări, acum am decis deja să fac o desemnare pentru a mișca lucrurile în așa fel încât să nu ne blocăm politic. Așadar, astăzi am decis să desemnez pentru poziția de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Câțu, actualmente ministru al Finanțelor Publice. În timp ce discutăm și dezbatem, la sediul PNL central se vorbește, se discută despre posibilitatea retragerii lui Florin Câțu, votat acum câteva zile de forul de conducere a partidului pentru funcția de prim-ministru, desemnat din partea partidului, o discuție care are ca idee retragerea lui Florin Câțu și reintroducerea în ecuația politică a lui Ludovic Orban, președintele PNL, ca premier desemnat din nou încă o dată de Partidul Național Liberal. Mâine cei de la USR Plus se întâlnesc și ei pentru a vedea cum gestionează această informație. Informație dată pe surse, care a venit ca răspuns la ceea ce au făcut useriștii de dimineață. În sensul că Dan Barna a spus că el se retrage din candidatura pentru funcția de președinte al Camerei, îl numește pe domnul Drulă, liderul majorității USR, doar o să deblocheze negocierile cu liberali. Așadar, situația este incertă, este în ceață, nu s-a luat o hotărâre nici la USR Plus, nici la PNL. Toate cărțile sunt la președintele Iohannis, săptămâna viitoare se investește nou în Parlament. O întreagă discuție, repet, discuții, negocieri, nici măcar n-am depășit acest moment al împărțirii funcțiilor importante de premier, președinte al Camerei, președinte al Senatului, dar minte să intrăm pe programul de guvernare și pe împărțirea ministerelor. Dacă a durat aproape o săptămână să discute despre funcția de prim-ministru și de președinte al Camerei, vă imaginați ce o să urmeze când se va lua minister cu minister. Pentru că va fi o altă bătălie. Cine va lua Ministerul de Finanțe, cine va lua Ministerul de Interne, cine va lua Ministerul Dezvoltării sau Ministrul Justiției. Poziții importante în guvern. Marius Budăi se alătură dezbaterii, deputat PSD. Bună seara! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Domnul Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, rămâne alături de noi. Bună seara, din nou. Bună seara încă o dată. Domnule Budăi, continuăm discuția, pentru că am și un subiect foarte interesant pe ordinea de zi, ca să vedeți cum funcționează suprastructura de putere în România. Partidele politice și politicienii consideră că ei fac și desfac lucruri în România. Astăzi, Curtea Constituțională, și vă vizează pe dumneavoastră, domnule Budăi, că ați fost ministrul Muncii, a luat o decizie istorică prin care a decretat proiectul de lege privind impozitarea cu 85% a pensiilor speciale ca fiind neconstituțional. Deci povestea s-a încheiat după un an de zile de dezbateri înfocate, cine să desfințeze pensiile speciale în România. Deci nu se poate. Dar asta discutăm peste câteva minute. Domnule Budăi, dumneavoastră de la PSD, da? Domnul Romașcanu spunea că aveți îndreptățirea să luați și dumneavoastră o poziție, o funcție de conducere în arhitectura statului. O faceți convinși că puteți obține o majoritate sau o faceți doar pentru a rămâne în discuția, în dezbaterea publică din aceste zile, care pare împărțită între liberali și useriști? Nu, păi din moment ce cetățenii ne-au dat cea mai mare încredere nouă, noi o facem din convingere, nu o facem de a rămâne în discuție, să fim în discuție. Nu, pe noi ne-au votat cetățenii din România în număr cel mai mare de această dată. Și mi-aduc aminte de declarațiile colegilor liberali care spuneau la cu totul și cu totul alt fel de scrutin care n-avea nicio legătură cu guvernarea, și anume la europarlamentare, că PSD nu mai este legitim sau ceva de genul, nu știu, n-ar trebui să mai fie la guvernare, deși erau alt tip de alegeri. Dar acum pierdanții fac guvernul. Nu prea se leagă aceste declarații ale dumnealor. Iar ceea ce se întâmplă cu Câțu, nu-i Câțu, vine Orban înapoi,
Când a fost Orban serios? Când a plecat de la guvern sau când își dorește să se întoarcă la guvern? Și de ce a plecat, mai ales într-o perioadă de pandemie, că tot el striga sus și tare atunci când am avut un act democratic și am depus o moțiune de cenzură, că, vezi, Doamne, rămâne țara pe timp de pandemie fără guvern cu toate instrumentele. Și el face exact ceea ce incrimina. Da, nu uitați, domnule Budăi, că domnul Orban... Până la urmă, închid imediat. Deci, până la urmă, vedeți că nu se discută nimic despre ce se va întâmpla după ce se instalează guvernul, adică ce măsuri se vor lua, care sunt țintele macroeconomice pe anul următor. Se discută doar de oameni și de funcții, atât. Păi bun, toate partidele au făcut lucrul ăsta. Vă readuc aminte că în 2016 și dumneavoastră ați procedat așa, s-a negociat cu ALDE, ați luat pozițiile importante, ați dat ceva celor de la ALDE. Dar aici chiar aș vrea să o precizare importantă, pentru că totuși e bine ca cetățenii să știe, negocierile politice se duc pe un anume palier între liderii partidelor politice și o mică delegație. În paralel se lucrează la programul de guvernare și aici vă spun de plină cunoștință de cauză. Sunt în echipa care lucrează la programul de guvernare. Am închis capitolul digitalizare, iar pe capitolul finanțe chiar despre asta am discutat și s-a agreat un model, așa cum, pe baza a ceea ce avem de la Comisia de Prognoză și cu ceea ce a propus ministrul Florin Câțu. Și discuția este extrem de serioasă despre ceea ce putem face pentru România și pentru români. Asta sunt cele mai importante discuții. Evident însă că pentru a pune în aplicare niște principii, niște programe de guvernare, un program al viitorului guvern care este între pătrunderea celor trei programe ale partidelor componente, e nevoie și să stabilim cine ce responsabilitate prea. E vorba despre responsabilități și nu despre împărțire de funcții. Da, o mică precizare, domnule Budăi. Ludovic Orban... Fără prim-ministru, fără... Astea-s povești de a dormi copiii. Haideți, fiți serioși. Cum discutați fără să știți cine e ministrul finanțelor, cine e ministrul la muncă, cine... câte domnul ministere aveți? Dacă nu știți puteți să înțelegeți, astea... e bine dacă nu vă mai explic încă o dată. Există echipe care cunosc programul de guvernare. Domnul Dancă, cu mine și cu domnul Siegfried Mureșan, în echipa PNL, există o echipă USR Plus, există o echipă la UDMR. Acest program este urmarea unor input-uri și din partea ministrului de finanțe și din partea altor specialiști. Evident că la final ministrul în cauză va mai putea să facă niște modificări, dar nu vom sta până vom stabili miniștrii. Programul de guvernare este o chestiune extrem de importantă și se negociază politic pe baza unor texte foarte serioase și unor propuneri care au fost înaintate cetățenilor. Nu se inventează acum că pe baza lor am primit un vot. Nu e ca la dumneavoastră la PSD, unde liderul face ce îi taie capul și toți ceilalți n-au niciun cuvânt de spus. Domnule, sunteți, vreți să faceți guvernul, ați fost la guvernare, lăsați-ne pe noi PSD în pace. Dumneavoastră vreți să fiți... Păi v-am lăsat în pace în opoziție, dar văd PSD. Că nu... Vă lăsați duși în opoziție. Haideți că atunci sunt mai dur cu dumneavoastră, că v-ați legat aiurea de noi. Domnule, nu aveți, nu știți cine ești ministri. Nu aveți prim-ministru, nu știți cine, acum e Câțu, acum e Orban. Și dumneavoastră veniți și ne mințiți că lucrați la program de guvernare. Bine, chiar credeți ce vreți dumneavoastră. Eu vă spun că se lucrează la programul de guvernare și nenumărați oameni care pot să depună mărturie pentru asta. Haideți în rest, știm mentalitatea dumneavoastră, așteptați să vedeți ce vă zice șeful și acolo e ceea ce știți să faceți. Haideți să vedeți o alt gen de abordare, o altă mentalitate și veți vedea că mai va fi domnule mai bine Budăi, pentru România. Domnule Budăi, o secundă. Am văzut într-un an de guvernare ce ați făcut, domnul Bușor. Mult mai bine decât a făcut PSD-ul și anul acesta a fost cel mai greu și am intrat nepregătiți pentru că v-ați bătut joc și de sistemul de sănătate și de finanțele României. În trei ani de guvernare dezastruoasă în care ne-ați pus într-o situație delicată în fața Uniunii Europene, în fața partenerilor internaționali și populația v-a dat o lecție și la europarlamentare și la prezidențiale și la locale. Domnul Bușoi, domnule Budăi, o secundă, domnul Budăi. O secundă, domnule Budăi. Stați puțin că să-l testăm pe domnul. Veți să-l testăm puțin pe domnul Bușoi, care a participat la negocieri, da? Sunt dator cu o mică precizare. Ultimul guvern Orban a fost investit cu voturile PSD. Cred că și cu a dumneavoastră, că sunteți parlamentar. Da? Închid paranteza. Domnule Bușoi, ați vorbit de digitalizare, da?
Ce ați convenit pe digitalizare? Cum s-a închis capitolul ăsta de negocieri? Ce înseamnă închis capitolul? Principiul, mă rog, lucrurile acestea ar trebui comunicate la final, dar evident niște principii vi le pot spune pentru că sunt în programele de guvernare ale partidelor. Digitalizarea e o chestiune orizontală care se va regăsi în portofoliile și în programele tuturor ministerilor. Punem accent pe digitalizarea administrației publice, punem un mare accent pe digitalizarea în sănătate, spital digital, marile sisteme ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de asemenea școala online și tot ceea ce înseamnă educația digitală care va căpăta o componentă mult mai importantă. Evenimentele de viață, tot ceea ce înseamnă cloud-ul guvernamental, acolo unde un cetățean poate să meargă să obțină orice fel de informație. Plus tot ceea ce înseamnă digitalizarea actelor de identitate. Toate aceste lucruri au fost discutate, au fost analizate și ele se vor regăsi ca și propuneri concrete pe trei paliere. Primele 100 de zile, primul an de guvernare și termenul celor 4 ani de guvernare. Și cine o să fie ministrul la viitorul? Păi asta nu s-a decis încă, dar indiferent cine va fi ministrul într-un minister sau altul, fiecare din cele trei partide a venit cu niște propuneri în fața electoratului. Și aceste propuneri au fost cumva discutate, intersectate și pe baza acestor propuneri se construiește programul de guvernare. Acela care va fi desemnat ministru de către coaliție, evident că poate să mai adauge câteva propuneri și îmbunătățiri personale. Dar orice ministru trebuie să țină cont de programele politice ale celor trei partide și de ceea ce se convine la nivel politic. Este o abordare de tip european. Asta se întâmplă și în Uniunea Europeană. Să nu credeți că comisarii europeni se trezesc ei și încep să-și stabilească singuri sarcini și obiective. Le stabilesc grupurile politice din Parlamentul European, le face o scrisoare de mandat și de targeturi. Președintele Comisiei Europene discută cu ei. E un alt gen de abordare, pentru că altfel dacă fiecare ministru vine și face cel taie capul și apoi următorul schimbă și ia de la pe zero. S-a întâmplat în România, domnule Bușoi, despre ce discutăm? Și s-a mai întâmplat, poate, din păcate, și în alte epoci, dar mai ales în zona PSD, atunci de-aia țara nu poate să progreseze. Și cât costă, e modelul pe care discutăm. Cât costă pachetul ăsta de digitalizare și de unde facem rost de bani? În primul rând avem banii europeni, care sunt extrem de consistenți. 30% din ceea ce înseamnă PNRR, adică cei 30,4 miliarde de euro, trebuie să aibă... PNRR-ul tocmai v-a fost criticat, domnul Bușoi. Nu, e o critică pe surse și sigur că orice poate fi îmbunătățit. Încă nu s-a trimis oficial la Bruxelles. Da. Încă se lucrează în guvern, încă se discută cu partenerii. Cum ați respectat vor veni din banii europeni cele mai importante surse partidele. Domnul Bușoi, vă rog. Era o recomandare de la Comisia Europeană să discutați acest PNRR cu toate partidele. Cum ați respectat această domnul recomandare? Domnul Budăi, a fost o prezentare publică. Programul se află pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Domnul ministru Boloș, care este un ministru sigur asumat, susținut de Partidul Național Liberal, unul dintre cei mai buni miniștri pe care am avut în acest an, este totuși mai degrabă un tehnocrat decât un om politic. Am fost de multe ori la domnul ministru Boloș și l-am auzit vorbind cu colegi de-ai dumneavoastră. Este deschis, dacă veniți cu propuneri, să țină cont de aceste propuneri. La fel cum a existat aceeași deschidere și la nivelul altor ministere. De asemenea, PNRR, sigur că are și o componentă politică, dar foarte mult, scuzați-mă și termin și vă las imediat, foarte mult din ceea ce înseamnă propunerile vin și din zona tehnică a ministerului, unde sunt oameni care au fost și în timpul guvernării dumneavoastră și în alte guvernări, pentru că nu sunt neapărat oameni asumați politic. Dacă aveți ceva propuneri de făcut, faceți-le. Dacă sunt propuneri bune, evident că vor fi luate în considerare. E foarte bine, ați văzut, domnule Bușoi. Domnul Boloș are telefonul deschis, puteți să-l accesați. Remuș Tefurea, bună seara. Mulțumesc pentru intervenție așa târziu. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Bun, dincolo de politizare, dincolo de faptul că în studio s-au încins spiritele și în prima parte a emisiunii, domnul Romașcanu, domnul Bușoi, cum vezi mișcările tactice de astăzi? Da, mișcarea lui Barna de dimineață, după aceea mișcarea lui Orban de după masă, care practic vrea să retragă pe Câțu, vrea să reintre în joc, useriștii deblochează funcția de la cameră din zona lui Barna către zona lui Drulă și așa mai departe. Ce se joacă? La ce asistăm acum? Mișcări tactice, partea jocului de negociere, aceste lucruri sunt evidente. Aș spune că
e, având în vedere, nu știu, rezultatele alegerilor, să spunem, oficiale au apărut destul de recent, e rezonabil să mai putem aștepta, haide să spunem, câteva zile până când partidele din coaliția viitoare, a coaliției de centru-dreapta, vor ajunge la un acord. La fel de rezonabil, însă, din punctul de vedere al oricărui votant și non-votant, al oricărui cetățean, este ca partidele să nu lungească prea mult acest tip de negociere, pentru că, ce să spun, ne așteaptă o provocare absolut istorică. L-aveți în studio pe domnul Bușoi, care sigur dincolo de poziția actuală a ocupat o poziție importantă într-una din instituțiile cheie ale sistemului de sănătate și cred că viitoarea campanie de vaccinare este cea mai mare provocare logistică și de credibilitate pentru statul român din istoria recentă, din istoria postbelică, spune. De succesul acestei campanii, atât din punct de vedere logistic, cât și din punct de vedere al credibilității ei și a încrederii populației în ceea ce se va întâmpla, va depinde relansarea economică și dacă nu vom avea o campanie de vaccinare de succes, evident, relansarea economică va întârzia cu efecte, va spune chiar sociale catastrofale, care vor mătura orice majoritate și orice guvern. Din acest punct de vedere, încă o dată spun, e rezonabil să mai așteptăm câteva zile până la urmă. De-abia am avut alegeri în urmă cu o săptămână și două zile și trei zile, însă o așteptare prea lungă cred că va afecta nu doar partidele, va afecta țara în ansamblu. Prin urmare, un comentariu vis-a-vis de ce s-ar putea întâmpla mâine, poimine. Deci săptămâna trecută, forul de conducere al PNL l-a votat aproape cu unanimitate pe Florin Câțu, o singură abținere a liderului Dan Motreanu de la PNL, pentru Florin Câțu. Ce s-ar întâmpla dacă mâine, poimine, liberalii, în același for de conducere, l-ar vota pe Ludovic Orban, la interval de mai puțin de o săptămână? Dacă această, o asemenea, să spunem, răsturnare în interiorul forurilor de conducere ale Partidului Liberal ar duce la deblocarea acestei situații, cred că ar fi un lucru bun până la urmă. În politică, sunt convins, invitații dumneavoastră pot confirma mult mai bine, sunt până la urmă oameni politici. Dacă rămâi, să spunem, fixat într-o idee și nu demonstrezi puțină flexibilitate, evident că nu vei reuși să te îndeplinești obiectivele și mai ales elementele pentru care ai fost votat de către cetățeni. Deci dacă acest lucru încă o dată va duce la rezolvarea, deblocarea acestei, mă rog, situații negocierilor, evident că până la urmă fiecare reprezentant al partidelor implicat în aceste negocieri sunt soldați până la urmă ai partidelor și vor face un pas înapoi, dacă va fi nevoie să facă un pas înapoi. Dar ce anticipezi tu? Deci, practic, Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru, lucru acceptat și înțeles de toată lumea, Ludovic Orban revine și practic îi pune președintele României, Klaus Iohannis, un cartof fierbinte în poală. Bun, adică președintele... Sunt niște speculații de presă, evident că sunt anumite discuții, dar nu a existat o astfel de decizie și nici măcar nu văd a se contura o astfel de decizie, așa încât, sigur, poate fi un scenariu, se discută foarte multe lucruri și soluții pentru deblocare, dar n-aș merge deja atât de departe până a înainta, pentru că, încă o dată, nici măcar nu se conturează încă ca și decizie în interiorul PNL. Avem o decizie luată, statutar, în BPN, avem două poziții pe care le vizăm și cred că putem continua discuțiile cu partenerii noștri pentru a obține ceea ce ne dorim. Remus Ștefuriac, mergând pe scenariul ăsta, repet, cum spunea domnul Mușoi, că e un scenariu de discuție, asta se discută chiar la sediul PNL în timp ce dezbatem și noi în ceas de noapte, președinte Iohannis s-ar putea să-l desemneze încă o dată pe Ludovic Orban în condițiile în care și-a depus mandatul acum câteva zile? Încă o dată, cred că în această țară vorbim de oameni și lideri politici responsabili. Dacă la finalul acestor discuții se va ajunge la concluzia că, nu știu, revenirea, vorbim în termen de scenarii, evident, revenirea domnului Orban în poziția de premier este soluția pentru deblocarea acestei situații, evident, care ar întruni acord tuturor partidelor. Nu sunt convins că, până la urmă,
acum între a alege o variantă, o soluție de a ieși din blocaj și a rămâne într-un blocaj, orice om responsabil care are în față, să spunem încă o dată, cea mai mare provocare, din punctul meu de vedere, cel puțin pentru statul român, organizarea unei campanii de vaccinări la nivel național, în condițiile în care populația este încă sceptică cu privire, o parte a populației, mă rog, și stimulată, aici e o altă discuție, este să spunem, sceptică, evident că e de dorit ca statul român să funcționeze cu un guvern cu atribuții depline, un guvern plin, în cel mai scurt timp posibil, rezonabil posibil. Deci, da, mulțumesc. Cred că orice decizie, orice mișcare trebuie, orice decizie politică finală a faptelor politici responsabili, inclusiv a președintelui, va ține cont de condițiile obiective în care se află România în acest moment. Mulțumesc pentru intervenție, Remuște Fura, pentru analiză. O întrebare cât se poate de legitimă. Toată lumea se întreabă cât mai durează această criză politică, până la urmă. Criză în sensul că nu avem, practic, în acest moment conturată o guvernare, nu avem nici măcar un nume de prim-ministru acceptat de toate partidele. Mi-a spus lucrul ăsta președintele României ieri. Cât durează această criză? Și cât mai poate funcționa, domnule Bușoi, din ceea ce știți, pe lege, să spun așa, acest guvern interimar Ciucă? Cât poate guverna și ce atribuții are guvernul Ciucă interimar? Sigur că vorbim de un premier interimar. După ce va expira mandatul actualului parlament, se intră într-un nou parlament și Constituția și legile sunt destul de clare. Nimeni nu-și dorește să mergem pe o variantă de tranziție, o perioadă foarte lungă, sau pe o variantă interimară, sau pe un guvern. Există un termen strict în care domnul Ciucă... Cred că poate fi văzut exact. Nu neapărat domnul Ciucă în actuala componență, ci se va întâmpla după ce mandatul actualului parlament se încheie. Dar nu-și dorește nimeni să mergem pe o variantă de interimat sau pe o variantă dintre acesta neasumată de noul parlament foarte lungă, mai ales că suntem și într-o perioadă dificilă din punct de vedere sanitar, urmează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, dar în același timp este nerezonabil să așteptăm că o coaliție de guvernare, un program de guvernare, o așezare a unor miniștri se poate face în doar câteva zile. Pe 21 este convocat noul parlament. Evident că, așa cum s-a întâmplat întotdeauna în istoria post-decembristă, se începe cu alegerea structurilor noului parlament și pentru a se ajunge la audiere de miniștri și pentru a se ajunge la investirea unui nou guvern. Dorința ar fi să se întâmple până la sfârșitul anului, de preferat chiar în săptămâna de dinainte de 25 decembrie. Nu este însă nicio tragedie dacă va mai dura puțin. Cred că nimeni nu-și pune problema de a prelungi foarte mult această stare, pentru că, așa cum vă spuneam, e nevoie de foarte multă autoritate și forță pe care și prim-ministrul interimar o are, dar evident că trebuie să existe și un guvern votat de Parlament pentru a gestiona criza COVID. O mică observație, vă spuneam și aseară, o să culegem mai multe informații zilele următoare, mâine și joi. Este o situație foarte complicată la nivelul alocării de resurse. În acest moment, premierul Ciucă nu poate da ordonanțe de urgență pentru a debloca bani în programe cheie, pentru a debloca bani, repet, pentru compania de drumuri, pentru a debloca bani în contractele de la PNDL, de la Ministerul Dezvoltării, Planul Național de Dezvoltare Locală. E o mare discuție acolo. Sunt în pericol a fi reziliate foarte multe contracte de lucrări. Contracte unde s-au investit bani, unde s-au făcut, s-au implementat proiecte, dar în proporție de 60-70%, aceste proiecte rămân în aer, nefinanțate de către bugetul de stat, pentru că nu sunt surse de bani. România a fost obligată să raporteze un deficit bugetar în jurul la 9%, ca să nu depășească deficitul de 9%, au spus că vor debloca bani după alegeri. Nu se poate face lucrul ăsta, repet, pentru că premierul interimar nu are drept de a da ordonanțe de urgență pentru a rectifica multe chestiuni financiare. O să intrăm în detalii zilele următoare, o situație complicată. Domnule Budăi, ca să închidem discuția asta, că vreau să discutăm despre pensiile speciale, despre decizia curții de astăzi,
ce își dorește PSD apropo de comisiile din Parlament, da? Sunteți în opoziție, veți fi în opoziție o perioadă de timp, nu știm câtă. Ce comisii vizează PSD în Camera Deputaților și în Senat? Asta le vom discuta în Parlament. Avem, bineînțeles, o gândire deja făcută. Nu comunicăm încă public ce anume vom discuta. Așteptăm să-i vedem să se înțeleagă odată, să formeze guvernul, pentru că, repet, este o eroare extrem de mare ceea ce a făcut Ludovic Orban plecând de la Palatul Victoria, dar, în fine, așa știu dumnealor să guverneze. Și atunci, după ce vor termina discuțiile, odată cu învestirea noului Parlament și cu depunerea jurământului, vom și discuta cu colegii noștri să se respecte până la urmă regulamentul, care spune foarte clar de ce se întâmplă în birou permanent, cu comisiile și, bineînțeles, cu tot ceea ce, cu activitatea Parlamentului, în funcție de componența politică a grupurilor parlamentare. Da, haideți să discutăm subiectul acesta important al zilei, în toată devălmășia și în tot scandalul politic. A apărut știrea, decizia de astăzi a Curții Constituționale. Vă spuneam și acum un an și ceva, cred, când am început să discutăm serios, când cei de la USR și cei de la PNL aflați în opoziție atunci au spus prin vocea mai multor lideri, domnule, când ajungem noi la guvernare, la putere, eliminăm pensiile speciale. Și eu v-am spus atunci, sceptic fiind de serviciu, că este până la urmă datoria noastră să fim sceptici și să ne punem semne de întrebare, că sistemul real de putere din România, care este format din foști procurori, foști judecători, foști oameni din serviciile de informații, din Ministerul de Interne, din zona armatei, care reprezintă practic o osatură, un fel de schelet nevăzut al statului profund, statului paralel. Nu o să există stat paralel, că Dragnea era în gură. Adică infrastructura nevăzută de forța statului român nu va accepta niciodată, de la nicio forță politică, de la nicio majoritate politică, să le taie aceste privilegii. Privilegii care nu există nicăieri în lumea civilizată, cu amendamentul că pensii speciale, de fapt nu sunt pensii, sunt până la urmă venituri, da, niște, până la urmă să spunem, o pensie viageră, cu ghilime de rigoare, există în zona armatei, a celor care în alte țări au mers și au luptat și au activat în teatre de operațiuni. Nu discutăm de militari noștri care primesc pensii speciale pentru că au stat în spatele unui birou. O întreagă discuție. În concluzie, Curtea Constituțională a decis astăzi ceea ce v-am spus eu acum ceva vreme, nu se pot impozita aceste pensii speciale cu 85%, practic nu se poate opera niciun fel de eliminare, nici fiscală, nici prin impozitare, nici totală prin lege a acestor beneficii ale oamenilor care fac parte sau au făcut parte, unii dintre ei, din suprastructura de putere a statului. După mai multe amânări, CCR a respins în unanimitate impozitarea pensiilor nesimțite. Potrivit unor surse judiciare, magistrații susțin că s-au constatat încălcări flagrante la modul în care s-a stabilit suprataxarea pensiilor speciale. Pe 17 iunie, Camera Deputaților a votat modificarea și completarea legii 227/2015 privind codul fiscal, care are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe pe veniturile și indemnizațiile pentru limită de vârstă. Conform unui amendament, pensiile cu valoare de până la 2000 de lei inclusiv nu se impozitează. Cele cuprinse între 2000 și 7000 de lei se impozitează cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7001 lei se impozitează cu 85% pentru ceea ce depășește această sumă. Amendamentul votat de Camera Deputaților a fost atacat la Curtea Constituțională de Înalta Curte de Casație și Justiție și Avocatul Poporului. Printre beneficiarii de pensii speciale se numără chiar actualul judecător CCR Daniel Morar, fost șef al DNA. Acesta a beneficiat, pe lângă salariul de judecător CCR, și de o pensie specială de aproape 60.000 de lei. Cea mai mare pensie specială dintre toți cei 9 judecători o are însă fosta șefă a Înaltei Curți, Livia Stanciu, de peste 454.000 de lei, adică peste 93.000 de euro. Sumele imense ale pensiilor speciale în ceea ce îi privește pe magistrați se pare că nu se limitează doar la judecătorii CCR. Un alt exemplu în acest sens este dat de fosta judecătoare de la Înalta Curte, Marilena Iordache. Soția fostului lider PSD Florin Iordache a încasat în anul 2015 o pensie de judecător de la ICCJ în valoare de 145.000 de lei.
Domnule Budăi, încep cu dumneavoastră. Ați fost ministrul muncii, ați văzut informațiile. Există acum și o teorie a conspirației, că cei care au făcut proiectul acesta de lege l-au scris intenționat. În mod intenționat l-au scris prost, tocmai să cadă la ce cere. Nu, nu cred că este valabil. A fost atunci o colaborare așa a tuturor partidelor. Nu, eu cred că trebuie să așteptăm motivarea Curții Constituționale, să vedem decizia, să vedem motivarea și apoi să procedăm ca atar. Să vedem practic care a fost motivarea. Că am înțeles din ce am văzut în presă că nu au contestat judecătorii Curții Constituționale dreptul Parlamentului de a impozita, de a prin lege, de a pune impozit. Probabil pragul sau ceva. Trebuie să vedem motivarea și vom decide ca atare în următorul Parlament. Păi bun, pragul însemnând ce? Să se intre într-un fel de negociere? Nu știu. Nu 85? E bine 65? E bine 45? Sau cum? Nu e vorba de negociere. Facem negociere. Nu. Trebuie să vedem motivarea și după ce vedem motivarea, atunci știm care este pasul următor. Dacă, bun, altă pârghie ar fi legală să se desfințeze cu totul aceste pensii speciale sau și un asemenea proiect ar cădea la curte? Sau de ce s-a mers pe varianta impozitării? Asta, acum, fiind un pic simpatic, așa să spun, știu că le-a desfințat la Reș Bogdan în 30 de zile, nu așa spunea? Păi de bună seamă că le-a desfințat prin proiect. Cred că și liberale au fost, nu? Asta nu-i proiectul. Ușor. Nu le-a desfințat. A spus că prin ordonanță de urgență le desfințează în 30 de zile de când ajung la guvernare. Aveți declarația dacă vreți să o căutați. E publică. Bun, da, repet, pare la prima vedere că nu este, cum să spun, o mare mare încântare din partea parlamentară sau a partidelor să opereze în zona asta și că ați făcut-o oarecum la presiunea publică. Își doresc foarte mult românii să rezolve chestiunea asta și se vede și tema asta în sondaje de opinie. Eu azi în plenul Parlamentului mi-am anunțat demisia. Eu nu... Deci, că pentru a nu avea mandat întreg și atunci nu o să fiu beneficiar de pensie specială, dacă vă referiți direct la noi, la parlamentari. Nu știu ce fac europarlamentari. Poate ne spune domnul Bușoi că dumnealor au pensie specială, dar poate ne spun, poate fac ei ceva la... Fac o reglementare la nivel european și atunci de acolo merge în toate țările și se închide problema. Domnule Bușoi? Bun, asta, cu această, mă rog, fel de provocare, nu are niciun fel de finalitate practică. Fie domnul Budăi vrea să fie populist, fie nu cunoaște mecanismul prin care de la nivel european nu se poate impune statelor membre să înființeze sau să desființeze pensii speciale. Regimul pensiilor îl decide fiecare țară a Uniunii Europene. Știți bine că sunt multe modele în Uniunea Europeană, cel puțin în ceea ce privește pensiile militare. Nu vă faceți că nu înțelegeți ce am spus. Ceea ce privește pensiile militare, acest model există în mai multe țări europene. În ceea ce privește pensiile speciale de serviciu, ca să zic așa, cei 9500 de beneficiari, în care într-adevăr sunt și foști magistrați, într-un fel, dacă vorbim de foști judecători, foști procurori, poate exista o justificare pentru care ar avea un anume quantum. Evident că aici intră și foștii parlamentari, nu sunt atât de mulți, dar principiul în sine irită, poate pe bună dreptate, o parte a populației. Deci, dacă vorbim de cele 9500 de pensii speciale de serviciu, aici vom vedea exact ce a decis Curtea Constituțională ca și motivare, ca și conținut al deciziei. Deocamdată astăzi a venit doar că declară în integralitate neconstituțional textul legii și, iarăși foarte interesant și important, decizia a fost luată în unanimitate, ceea ce înseamnă că există poate și o problemă de fond, juridică, de natură constituțională, care poate fi îndreptată. În funcție de ce va scrie în dispozitiv, în motivare, putem să generăm o soluție ulterioară. Astăzi nu avem la dispoziție decât ceea ce a invocat, pe de-o parte, avocatul poporului, pe de altă parte, Înalta Curte de Casație și Justiție, atunci când a sesizat Curtea Constituțională pe acest proiect de lege. Principiul în sine rămâne, în mod evident trebuie găsite soluții. Nu mi-e foarte clar dacă pot fi retroactive, o discuție veche în România, încă
din anul 2010, când a existat o inițiativă de a reduce pensiile în general, sigur o inițiativă care n-a fost neapărat foarte înțeleaptă și în care decizia a fost foarte clară, că nu se pot atinge de drepturi deja câștigate. S-a venit cu această idee de impozitare, deci nu reducere, ci impozitare. Evident că și aici trebuie văzut foarte clar care ar fi motivele pentru care această lege nu este constituțională. Cred însă că nu închide cu totul și cu totul discuția. Din potrivă, trebuie să se așeze toate partidele care doresc în mod real rezolvarea acestei probleme și să se găsească soluții echilibrate care să fie și constituționale. Da, bun, asta la nivel declarativ știm lucrul ăsta, inclusiv opoziția și puterea au spus la unison acum ceva luni, anul trecut, că toate partidele sunt de acord cu eliminarea pensiilor speciale prin impozitare. Vedem că a trecut acest proiect. Revin la teza mea și la ideea mea, că este mult mai comod, domnule politic, asta este analiza mea, ca partidele, fie de la putere, fie de la opoziție, să dea vina pe judecătorii Curții Constituționale, pe ideea, noi am încercat, am vrut, dar ați văzut acești oameni răi, puțin la număr, s-au opus. Și, practic, o mână să spele pe cealaltă și ambele obrazul politic, da? Pentru că cred că admitem și a spus-o și dumneavoastră, opinia publică și societatea nu mai poate accepta lucrurile astea, mai ales că vin luni complicate, da, de criză economică. Și vezi, de exemplu, că un tânăr rezervist de pe la un serviciu special, la un minister militarizat, iese la 41 pic de ani în pensie, cu o pensie de 100 de milioane, și vechi, și după aceea se angajează tot la stat, consilier printr-un minister sau consilier pe la o companie de stat. Vă dădeam exemplu celebrei companii de stat Transgaz, unde este un director pe care toată lumea îl ține în brațe, Nelu Sterian, care are consilier vreo 20-30 de rezerviști. Băieți tinerei de pe la SRI, de pe la SIE, de pe la DGIPI, oameni de 40 de ani care iau cu o mână 100 de milioane pensie, mai iau cu o mână 200 de milioane salarii de consilier, ceea ce este, cum să spun, o bătaie de joc și o sfidare la cum să spun, în fața unui om care muncește 20-30 de ani. De ce, domnule Budăi, că ați fost ministrul muncii, n-ați făcut ceva să introduceți lucrul ăla corect și elementar? Da? Nu e neapărat de stânga principiul ăla pe care anunț eu acum. La ceea ce s-a contribuit, da? Cât ai contribuit, atâta să primești. Ce este așa de complicat? Cu noua lege a pensiilor, iar aici nu putea, sunt foarte multe, aici trebuie gândit un sistem, dacă ăsta cu impozitarea pică în totalitate, trebuie să vedem, repet, de nou, motivarea deciziei Curții Constituționale. Pentru că sunt oameni care, practic, cei din armată sau alții care n-au contribuit toată viața, că așa a fost sistemul, nu că așa au ales ei. Așa vine din vechime și nu poți să te întorci retroactiv să le pui contribuțiile, cum să faci, deci trebuie gândit, trebuie stat la masa dialogului de văzut întâi. Da, domnul Budăi, stați ce puțin că aici sunt nuanțe și nuanțe, repet, dau exemplu apevistului care stă la birou, eu înțeleg, bun, dar el se luptă cu hârtiile. Una este să ai o poziție într-o zonă activă, într-o zonă de, cum să spun eu, de zonă operativă, să o numesc așa, este una. Și aici e o discuție. Ce pensionar este la 40 de ani? Păi statul român a investit în persoana respectivă, că este ofițer de informații sau ofițer de armată sau ofițer de poliție. A investit statul român 20 de ani în educația și în pregătirea lui și el îmi iese la pensie la 40 de ani și pe aceea se angajează la stat. Păi să-i pui o condiție de genul următor. Da, dacă vrei să ieși la pensie, îți iei pensia, dacă ei vrei să lucrezi. Iei salariu ori pensia, ori ești pensionar, ori muncești. Da, sau de principiu să-i le interzicem să iasă. Da? Pe la 40 de ani, când este în puterea și în floarea vârstei, unde poate să-și dea aportul, el iese la pensie. Ce e asta? Aici sunt chestii de acord, normale. Acest aspect trebuie modificat. Trebuie modificate la impersonal. Cine să le modifice? Dumneavoastră în Parlament, nu? Păi le vom face în Parlament, bineînțeles. Să vedem motivarea deciziei Curții Constituționale și, repet, după aia vom ști exact pașii următori ce avem de făcut cu privire la acest subiect. Dar, repet, pe mine nu mă pasionează acest subiect din punct de vedere personal,
Pentru că v-am spus că mi-am dat demisia tocmai astăzi în plenul Camerei Deputaților. Da. Haideți să vedem scurte declarații, profităm și de prezența domnului Bușoi, expert pe zona de sănătate în Partidul Național Liberal, da? Domnul Gheorghiță, îl cunoașteți deja, va coordona de la Spitalul Militar Central operațiunea de vaccinare. E o întreagă discuție și vă recomand, dacă puteți, știu că este foarte complicat, să nu citiți toate porcările de pe internet. E o întreagă campanie a antivacciniștilor, care de dimineața până seara publică tot felul de materiale, tot felul de informații, că acest vaccin ne modifică structura genetică, intervine pe gene. Știu că zâmbiți, dar domnul Bușoi... Nu, știu. E o campanie extrem de periculoasă. Domne, sunt și eu foarte surprins de ce impact poate să aibă chiar pe o populație cu studii superioare, informată. Și vreau să ne spuneți ce se discută la Bruxelles. Și... Da, haideți să vedem scurta declarație, să discutăm foarte serios despre lucrurile astea. Dacă autorizarea de punere pe piață va fi eliberată pe 23 decembrie, probabil că între Crăciun și Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin în România și vom putea începe efectiv activitatea de vaccinare destinată în primul rând personalului medical din spitalele de linia 1. În momentul acesta au fost identificate centrele de vaccinare în spitale, în unitățile sanitare, sunt în curs de organizare efectivă. Eu cred că în perioada dintre Crăciun și Anul Nou vom putea să începem imediat după livrare, mă rog, un interval de o zi, două, până se recepționează, până ulterior se distribuie, vom putea începe campania și activitatea de vaccinare. Avem o estimare legată de compania BioNTech-Pfizer în cazul în care va primi autorizare, se va confirma acest lucru. Vorbim de o tranșă inițială de până în 10.000 de doze de vaccin, ceea ce înseamnă aproape 5.000 de persoane care pot să fie vaccinate. Pentru ianuarie ar trebui să primim, după nou calendar de livrare estimativ, circa 600.000 de doze, doze care ajung pentru vaccinarea unui număr estimat de circa 300.000 de persoane. Ulterior, această cantitate crește de la o lună la alta. La nivelul Institutului Cantacuzino, din punct de vedere al dotărilor și al echipărilor, spațiilor de stocare, inclusiv cu congelatoare, lucrurile sunt aproape finalizate. În țară începe distribuirea celor congelatoare la minus 80 de grade de la sfârșitul acestei săptămâni și continuă în săptămâna următoare. Deci la 300 de cazuri de infectări pe zi, practic am intrat în starea de alertă, da? Practic am închis România, de urgență, pardon, am închis România în martie. Astăzi sunt 6.171 de infectări pe zi. Da? Citesc aici cel mai cunoscut mit despre acest vaccin, vaccinul Pfizer, mai exact, care folosește un mesager ARN și spun adepții teoriei conspirației că injectarea de ARN ar modifica ADN uman. Și practic cineva, repet, știu că zâmbiți, cineva, și asta e foarte răspândită povestea asta, cineva o să ne vaccineze și o să ne modifice ADN-ul și ne fac probabil extraterestri sau ce se întâmplă cu noi. Da, circulă tot felul de dezinformări din acestea grosolane, dar știți că există teoria dezinformării, cu cât e mai grosolană și mai greu de conceput, cu atât poate să prindă, poate la pentru cei care sunt predispuși și există, din punct de vedere psihologic, un portret robot, există nenumărate studii și după această pandemie vom învăța foarte multe și despre psihologie și despre pandemii. În ceea ce privește vaccinul, vă pot spune, pentru că sunt responsabilul Parlamentului European de relația cu Agenția Europeană a Medicamentului și ședința în care ar trebui să existe evaluarea finală și acordul final este în 21 decembrie. Da. Ședința din 29, care era programată inițial, a rămas în picioare în caz că nu sunt toate documentele gata, dar în principiu în 21 decembrie ar trebui să primească acordul pentru Uniunea Europeană și sigur doctorul Gheorghiță știe mai bine exact calendarul livrărilor. Se începe, ca în orice țară europeană,
cu personalul medical, cei din linia întâi, apoi sigur se va merge către celălalt personal medical. Ce tip de vaccin va fi practic distribuit în România? Este acest vaccin BioNTech Pfizer, care este primul vaccin care a... Nu este vaccinul Moderna? Vaccinul Moderna nu cred că este în faza de a primi acum ultimele... Am înțeles, ultimele... Deci este Pfizer. Am înțeles. Da, și la fel sunt 5 proiecte mai mult sau mai puțin mature, ca să zic așa, care probabil vor primi aprobarea iată acum la sfârșit de decembrie acesta și până la sfârșitul lunii ianuarie e foarte probabil să existe și alte tipuri de vaccin aprobate de către Agenția Europeană a Medicamentului, în paralel, sigur, de către autoritatea din Marea Britanie, de către FDA în Statele Unite și așa mai departe. Acestea sunt proiectele unor mari companii farmaceutice. În unele dintre ele a existat și o componentă de grant din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană a făcut un mecanism de a cumpăra, de a achiziționa aceste vaccinuri, 600 de milioane de doze, cu toate aceste companii. Sigur că vor avea prioritate și vor avea contractarea cea mai mare, primele. Evident că de asta a fost și această cursă, nu doar și din punct de vedere comercial, dar și din punct de vedere al reputației. Cel mai avansat este vaccinul despre care am vorbit mai devreme și care a început deja să funcționeze, din câte știu, în Marea Britanie, foarte posibil să se întâmple curând și în toate țările Uniunii Europene. Uniunea Europeană, de asemenea, că m-ați întrebat, va investi în perioada următoare importante resurse pentru campanii de explicare a beneficiilor vaccinului, de reducerea ezitării, a respingerii vaccinării. Evident că vaccinarea nu va fi obligatorie, evident că vor fi oameni care vor considera că nu e nevoie sau că nu e îndeajuns de clar, nu e de ajuns de clar. O mică paranteză, să vedem și opinia domnului Budăi. Dacă nu vreau să mă vaccinez și vreau să călătoresc în alte țări, o să mi se ceară practic un buletin de vaccinare sau ceva de genul ăsta? Există deja intenții asumate și anunțate ale unor companii aeriene că vor face acest lucru. Și asta în ce măsură, în ce măsură vor rezista în cazul unor atacuri la diverse instanțe naționale, internaționale, rămâne de văzut. Dar important este să-i convingem pe oameni să se vaccineze și mai cred un lucru și cu asta termin și sigur că e important să-l auzim și pe domnul Budăi. Cred că odată ce vom vedea români, oameni vaccinați și care vor căpăta imunitate și care nu vor avea niciun efect secundar, încrederea va crește foarte domnule mult. Domnule Budăi, PSD susține vaccinarea sau lasă la atitudinea individului, cetățeanului, lucrul ăsta? Putem să nu cred că vaccinarea trebuie să fie obligatorie. Chiar nu cred, pentru că... Păi nu o să fie, dar o să primești niște interdicții. Dumneavoastră, dacă nu puteți călători să mergeți în afara țării, ce o să faceți? Aici e o problemă. Eu n-am spus că nu mă vaccinez eu personal. Aici este o problemă totuși cu aceste interdicții și sigur că aici sunt perfect de acord cu ce spune domnul Bușoi, că nu cred că vor rezista în instanțele internaționale sau prin instanțe aceste interdicții. Dar până la urmă cred că trebuie să începem într-un demers în așa fel încât cu toții să explicăm și mai ales specialiștii în domeniu să explice care sunt beneficiile acestui vaccin și ce presupune și dacă... Mulțumesc, domnule Budăi, da. Explicații și mai bună comunicare. Mulțumesc pentru prezență, domnilor. Noapte Mulțumim. Bună în continuare. Mâine ne revedem cu informații interesante. Continuă saga politică și o să o ținem câteva săptămâni bune de aici încolo. Asta este prognoza mea. Noapte bună, numai bine.